Directorul Bibliotecii Județene I.A. Basarabescu, Dan Mucenic, recomandă iubitorilor de lectură romanul Țărmul Sculptat ca pe o carte care merită citită. Volumul va fi lansat vineri 30 octombrie, evenimentul fiind programat de la ora 12. Biblioteca Județeană I.A. Basarabescu din Giurgiu va fi obișnuita gazdă a lansărilor de carte și revistă. Volumul pe care îl vom lansa în această lună este un roman, este o mare surpriză pentru cititorii giurgiuveni. Dorina Georgescu, o prozatoare care nu e la primul ei roman, profesoară la școala din Comana, a scris o carte, după părerea mea, excepțională, care merită citită cu toată atenția de către giurgiuvenii de toate vârstele. Tot vineri va fi consemnată apariția unei noi ediții a revistei Jurnal de Literatură. Cu această ediție va fi oferită cititorilor încă o surpriză. Marea surpriză a acestui număr, începutul publicării în facsimil pentru colecționari a celebrei reviste Boabe de Grâu, condusă de Manuel Bucuța, un scriitor și un om de cultură originar din Giurgiu. În perioada următoare, biblioteca va mai găzdui câteva lansări de carte, astfel încât finalul de an se anunță unul plin din acest punct de vedere. Încă 4 volume se află deja în pregătire pentru a fi prezentate publicului.